Deci, acest dosar e a foștilor mei clienți. Eu am fost avocatul lor când am început procedura de lichidare a Gemeni. Gemeni a fost lichidat la cererea acestor persoane. Ideea de lichidare a Gemeni și procedurile au fost elaborate de mine și dus, începând de la crierea cererii de chemare în judecat până la procedurile de excludere a S.A. Gemeni din registru comercial au fost efectuate de către Comisia de Lichidare sub supravegherea mea și ideile mele până la urmă au fost realizate, deci, în hotărârile instanțelor de judecată din Republica Moldova și în 2003, parmise, la sfârșitul anului sau la începutul 2004, Gemeni a fost lichidată, exclus din toate registrele comerciale a Republicii Moldova și averea Gemeni a fost împărțită între acționari. Dar lichidat pe motiv de faliment sau care a fost temele? Nu, a fost lichidat din cauza că peste 60% din acțiuni, la momentul când a fost depus cererea și la momentul când s-a emis hotărârea și ulterior, nu au fost cerute de proprietari. Deci, la acel timp, proprietarii a 60% de acțiuni nu au venit în judecată să-și ceară drepturile lor de acționar. Dar nu erau persoane din astea care au cumpărat bonuri de patrimoniale sau ceva de felul ăsta și după aceea s-au dus și le-au investit în Gemeni și nu păstra nimeni legătura cu ei și oamenii știau că sunt proprietari la Gemeni, dar nu știau cum să folosească. În primul rând nu știau mulți. În al doilea rând mulți au fost duși în eroare decât fondurile de investiții la care au depus bonurile respective. Pe urmă, acele acțiuni pe care ele au procurat cetățenii Republicii Moldova au numerit în mâinile altor persoane și multe din aceste bonuri au numit în mâinile persoanelor care, juridici care au înregistrat în offshore. Este o poveste lungă, dacă întrem în... Eu vreau să spun că eu am fost la timpul respectiv șeful direcției juridice a Departamentului de Privatizare din 91 până în 90, adică 4 ani de zile până din 90 în principiu la sfârșitul anului până sau din nu mai țin minte anume când am fost eu acolo angajat, dar 4 ani de zile eu am fost șeful direcției juridice de patrimoniu de privatizare și deci concepția cu privatizare contra bonuri, privatizarea în general a fost elaborată în mare parte cu participarea nemijlocită a mea și o mică parte realizată când eu încă eram șeful direcției juridice de patrimoniu de privatizare. Ulterior, noi am fost toți izgoniți, deoarece concepția de privatizare care noi doream să o realizăm nu le plăcea multora. Și deci s-a făcut privatizare care s-a făcut în detrimentul intereselor cetățenilor Republicii Moldova și celor care și interesele economice a țării. Și iată, dar să discutăm, eu am vrut în primul rând de ce m-am adresat la tine, pentru că eu am transmis multe informații recent, chiar zilele acestea, de exemplu lui Natalia Mora, care de obicei nu vrea să discute despre Gemeni și despre alte probleme economice, juridice ale țării. Bogza cândva, deci multe materiale am transmis. Majoritatea jurnaliștilor care astăzi consideră liderii de, nu știu ce acolo, jurnalismului. De opinie, da. Da, da. Au informațiile detaliate despre Gemeni, despre care ei nici nu vor să discute. Deci, având indicațiile șefilor lor, nici într-un caz să nu discute cu mine, nici într-un caz să nu discute despre Gemeni și alte afaceri care s-au petrecut în Republica Moldova. Și deoarece, ce, domn? Vreau să spun că decizia aceasta din 18 februarie anul acesta, recentă, a fost pentru mine o surpriză. Deoarece eu știam că CEDO s-a expus încă în 2011, în esență, cazul dat. În chipul, deci, CEDO în 2011 a spus că madame lui Ojoc și celorlalți le s-a încălcat dreptul de proprietate și dreptul la un proces echitabil. Și CEDO a zis că atunci a luat decizia aceasta și a zis că pe problemele de cerințele lor materiale se va expune adăugător. Iată, deci a fost nevoie, CEDO a avut nevoie de 9 ani ca să decide
ce trebuie să primească acești acționari, 5 persoane. Și eu, în principiu, sunt bucuros de această hotărâre. Sunt bucuros că Ojoc și ceilalți acolo, deci aceasta este o familie, Roibu și Ojoc, două familii acolo, neamuri între ei, care au câștigat sume importante, vor câștiga încă, eu cred, sau au câștigat încăpierile, 36% din încăpierile gemeni. Guvernul Republicii Moldova, autoritățile vor fi nevoite să se achite cu aceste persoane, ori în bani, ori în imobile. Eu vreau să atrag atenția că nu, de ce apare presa nu vrea să discute, organele de drept văd stau procurorii gânduri. Mi-a sunat un colaborator, un anchetator, care mi-a spus că vrea să discute cu mine, văd, dar eu l-am sunat, nu am reușit să discutez. Văd că mai în continuare nu mai apare, dar cred că va eu, dacă nu ei vor apărea, voi apărea eu regulat în spațiu public. Deoarece se spune acum că, iată, la mă parmise și domnul Dodon a declarat că Guvernul Republicii Moldova trebuie să plătească banii cât mai repede, trebuie să răspundă judecătorii. Păi, Chicu, premierul a zis că el n-are de gând să semneze niciun document de plată, că o să trebuiască să răspundă judecătorii, procurorii care să fac vinovați. O, eu sunt foarte bucuros dacă va proceda domnul premier și nu va semna niciun document de plată. Republica Moldova, în principiu, bugetul nu ar trebui să plătească. Deci ei ar trebui să întoarcă încăpierile, imobilul la proprietarii reali. Păi cum să le întoarcă dacă nu Republica Moldova le deține? Acum sunt alți proprietari acolo. Nu mai sunt tot aceiași. Domnul, imobilul se află în mâinile lui domnul Plohotniuc și oamenilor care ei îl servesc, și oamenilor pe care îl servesc pe Plohotniuc. Acolo, din ianuarie, sunt documente, eu le-am transmis procurorilor general, le-am transmis numai că aceste documente nu ajung la procurorul general actual, la domnul Stoianoglu, dar subalternii lui, știind tare bine situația la gemeni, iau și le trimit repede la Procuratura Anticorupție sau la CCIC. Și aceea la CCIC, la CNA. Iar Procuratura Anticorupție și CCIC-ul, CNA-ul actual, acolo lucrează oamenii cei care au protejat interesele lui Voronin Plohotniuc, inclusiv la Săgemi, la fabrica de sticlă, la fabrica Șalu Părășencu cândva, la Bucurie și așa mai departe. Deci, care e problema? Poroșencu, fostul președinte ucrainean, avea acțiuni acolo la Gemeni, da? Totul s-a început în mare parte de la Poroșencu. Poroșencu în 97 sau 98 a intrat cu forța la ESA Gemeni, izgonind colectiv acestei societăți, deoarece s-au intrat cu ajutorul totul CCC-ul ăla, sau până la ce era acolo instituțiile. Fiind susținut, de ce? Poroșencu era atât de puternic în Moldova. Era foarte puternic, foarte influent. Deci avea susținerea totală a lui Sanghele și Lucinski. Tatăl lui Poroșencu era mare prieten cu acești două, fiind membrii Partidului Comunist, fiind... Da, Poroșencu parcă era născut prin Moldova, pe la Bălți, nu știu. Da, la Bender. Poroșencu a trăit la Bender. Tatăl lui Poroșencu a fost șeful unui uzine din Bender, Moldcabel. Și deci Poroșencu și-a petrecut în mare parte copilăria toată la Bender. Deci ei au format în 94 vreo câteva fonduri de investiții, familia aceasta, și au acaparat un șir de întreprinderi foarte bănoase din Republica Moldova. Printre ele era fabrica principală, cea mai bănoasă întreprindere era fabrica de sticlă din Chișinău, a doua era Bucuria și a treia Gemeni. Cea mai rentabilă obiect era Gemeni. Acolo nu trebuie să investești nimic, dai încăperile în arendă și la primul etaj încasezi câte 100 de euro pe metru pătrat, la etajul 2 80 de euro, la etajul 3 60 și la etajul 4 40 de euro metru pătrat. Tot îți dă, în lună ai 4 milioane de lei curat venit și n-ai grijă de nimic. Deci pentru Gemeni se duce o bătălie colosală. S-a dus. În 2004, la începutul 2004, bătălia aceasta în principiu s-a terminat cu lichidarea sa Gemeni. Deci Gemeni a fost lichidat, iată, toți se mirau, băi, cum se lichidă? Toți spuneau, cum putem lichida Gemeni? Că el lucrează, funcționează, aduce venit și așa mai departe. Când, de să încercăm să ne ducem în judecată,
Pentru că acolo, cu Gemini, în 2000, de exemplu, 2, conducea o persoană dubioasă din Transnistria. Și avea el cu Gemini nimic. Dar l-a numit cineva, se spunea că Poroșenko l-a numit. Și ține datorită influenței prietenii lui Poroșenko cu Sanghele și Slucinski. Când la putere a venit Voronin în 2001, Poroșenko a vândut tot. Deci Voronin niciodată nu l-a primit Poroșenko până la începutul anului 2005. De ce? Pentru că el, Voronin, era primul secretar a organizației de partid BNDR, care l-a exclus, a fost nevoit să-l exclus deputatul lui Poroșenko din partid. Pentru că cel a fost condamnat la 5 ani de pușcărie, undeva la mine este sentința aceea. Deci, aveau ei conturi, relații mai vechi, da? Da, aveau relații mai vechi. Și atât, deci, Poroșenko a fost nevoit să plece și și-a pierdut influența în Republica Moldova. De ce a fost destul cam ușor de lichidat ăsta Gemeni și din lăturat echipa lui Poroșenko de la ăsta Gemeni. Deci, cum s-a exclus Gemeni de registru comercial și eu am primit de la judecată în administrare 60% din averile Gemeni, peste vreo săptămână la mine s-a prezentat o persoană, am document, respectiv este, am încheiat cu el și contract, pe nume Vladimir Fialkovski, deputat al Parlamentului Ucrainei, s-a prezentat ca reprezentantul lui Poroșenko și mi-a zis că domnul Poroșenko consideră că averea asta 60% sa lui și tu trebuie să le dai lui. Și eu am zis, nicio problemă. Cum domnul Poroșenko mi-aduci dovezi că domnul Poroșenko deține 60% sau câte procente acolo, 40? Mai era și așa o discuție, ceilalți mai erau și mai mulți, erau vreo 300-400 de acționari care aveau câte o acțiune, 20, 100, 1000 și așa mai departe. Și iată, domnul, până... așa și nu mi-a adus niciodată documente că el e proprietarul averilor acelea. Dar, iată, a făcut încercări nenumărate, prin amenințări, prin rugăminți, să-i dau averea și gata. Păi cum să o dau dacă nu ai niciun document? Pe mine o să mă întrebe. Problema cu asta e că eu averea ce de 60% trebuia după 3 ani de zile, dacă nu găsesc acționarii reali, să o dau statului. Închipui. Adică, în principiu, statul Republica Moldova poate să obțină astăzi 60% din averele, numai că nimeni nu vrea să discute cu mine. Eu, iată, împotriva mea, iată, ajungem la aceea, iată, pe urmă, deci domnul Poroșenko s-a întâmplat că a devenit secretarul Consiliului Securității Naționale, președinte sau secretar ce era acolo, Consiliul Securității Naționale Ucrainei. La sfârșitul 2004 sau începutul 2005. Iată, închipuiesc că în februarie, parmi sau în martie, el 2005 vine în vizită oficială în Republica Moldova. Voronin îl primește pentru prima dată în cabinet la el sau nu știu cum, la ce restaurant sau mai știu eu. Și după informațiile pe care eu le-am obținut ulterior, deoarece chiar mi-a fost interes, am aflat ulterior că Voronin i-a promis lui Poroșenko că Rotaru și ceilalți vor fi alungați de la asta Gemeni și Gemeni va fi întors înapoi lui Poroșenko. În totalitate, adică toate încăperile. Așa și-a fost făcut. Iată, se spune în presa, a doua ce vreau să spun eu, că în presa, deci prima, vreau să subliniez, că Republica Moldova, bugetul nu ar trebui să plătească niciun ban, conform hotărârii CEDU din 8 februarie, ar trebui să întoarcă încăperile, asta e una, dar ca să le întoarcă, trebuie să le iei de la cei care astăzi se află acolo, dar cei se află acolo absolut ilegal și asta se poate foarte ușor de dovedit. Ei au gajat avere Gemeni, băncii agricole, așa numite, nu știu cum se numește ea astăzi. Moldova Agroindbank. Da? Sau așa, da. Se numește altfel. Au gajat, absolut ilegal. Asta există documente, el le deține și procuratura anticorupție, eu le-am trimis lor aceste documente. Au mai scris și alți acționari despre faptul ăsta. Acolo o persoană, auzi, a făcut un proces verbal, o adunare, a făcut un proces verbal unde el figurează numai el în procesul verbal aproape. El tot acolo hotărăște. Și votează, și cheamă la voteză, și... Serghei Uscov, un locotenent al lui Vladimir Voronin, care el
persoana asta merită să... El a, de exemplu, el a fost acela care a intrat în echipa care a izgonit echipa mea de la Gemi în ianuarie 2007. El cândva l-a servit pe Voronin, pe omul după ce Voronin a pierdut puterea, l-a servit pe Plohotniuc. Și posibil zărbește și acum undeva. Nu știu eu acum care ce face el acum, dar în orice caz, până prin vara anului 2019, adică nici un an de zile în urmă, eu știam că el acolo gospodărește la Gemi. Cine acum concret, pe urmă, după el a gospodărit o domnișoară de pe Nisporeni și acum nu mai știu, nu mai, dar mă rog, asta e o problemă foarte simplu de afla cine și ce face acolo. Dar nimeni nu dorește, eu cred că mulți știu, dar nimeni nu dorește să se implice. De ce pe mine mă pun în gardă discuțiile acestea, declarațiile mai ales lui președintele Republicii Moldova, că trebuie să achite judecătorii și așa mai departe. Deci judecătorii trebuie să răspundă. Deci ei ce au făcut? Ei n-au dat cu ăștia în gard, cum scrie presa noastră. Ei intenționat știau ce au făcut, erau competenți, înțelegeau bine. Ei au îndeplinit o indicație lui Vladimir Voronin. Vladimir Voronin, eu am informația, sigur nu pot, nu am înscris așa mai departe, o informație absolut din primele surse aproape, că domnul Voronin i-a dat indicații directe președintele Curții Supreme de Justiție în iulie, înainte de 20 iulie 2005, că Gemi trebuie restabilit, ca lichidarea anulată. Președintele Curții Supreme de Justiție a chemat subalternii săi și a zis că avem așa indicații. Cine dorește? Adică acolo a fost un mare scandal între ei, între judecători, că nimeni nu vrea să intre în colegiul cel care urma să anuleze. Că ei de trei ori au mai fost cereri de revizuire. Ei de trei ori le-au respins. Și la indicația lui Voronin în iulie trebuia să îndeplinească indicațiile și să anuleze lichidarea Gemi, ceea ce era o problemă destul de juridică imposibilă. Însă amenințările respective au fost atât de dure că toți au acceptat, cei care au numit 5, pare mi se 5 sau 3, numai, că eu nu pot găsi, eu undeva avem hotărârea aceasta, nu o pot găsi, dar asta e o problemă de timp, o să o găsesc. Eu țin minte, pare mi se că președintea colegiului care a anulat la 20 iulie a fost Macinskaya, doamna Vera Macinskaya, acolo pare mi se și Uliana Oprea mai era, eu le cunosc bine și ele mă cunosc pe mine, deci eu știu că ele n-au dorit, dar au fost impuse. Și de ce ea? Eu cred că dacă judecătorii care au emis hotărârea aceasta și CEDU a spus că ea absolut ilegală și într-adevăr o hotărâre absolut ilegală, ei trebuie să răspundă penal. Și dacă procurorii vor intenta dosar penal împotriva judecătorilor care au emis hotărârea din 20 iulie 2005, eu sunt sigur că judecătorii repede vor distăinui cine lor le-a dat indicații, cum s-a luat această hotărâre și așa mai departe. Problema constă în aceea că conducerea politică a Republicii Moldova în frunte cu președintele Voronin, cândva a făcut o echipă, așa să spunem, o grupare criminală, care dacă cineva va dori să conteste între declarațiile mele, eu sunt gata să merg. Desigur, astăzi mă aflu în România, la București. Eu nu mă pot afla la Chișinău, deoarece urmează ce s-a planificat. Că eu să ajung la pușcărie, să fiu închis în penitenciarul 13 sau în alt penitenciar, și peste o lună, două, să dispar. Deci, vizorul. Și, deci, eu n-aș vrea. Vreau să mai ajung. Țin măcar să ajung la CEDO să hotărască și cerințele mele. De acum 10 ani de zile aștept. Deci, drept o joc și ceilalți au așteptat 14 ani. Eu numai 10 până când. Dar eu cred că CEDO se va mișca mai repede în zilele acestea. Și vreau să spun. Iată, asta, numai ce... Câteva ori în urmă am aflat că CEDO a emis o hotărâre în favoarea unui client de meu și deci eu am mai câștigat un dosar la CEDO. Hotărârea a fost emisă la 20 februarie, adică câteva zile în urmă. Eu încă n-am văzut-o, dar mi-a spus că, uite, este hotărârea CEDO în favoarea clientului tău. Drept acolo o să vedem. Nici n-am dovedit, eu nu pot intra, nu pot site-urile cele a CEDO să caut ceva. Dacă avea ocazia, hotărârea din 20 februarie, 2020. În dosarul legat cu, nu vreau să numesc persoana, poate el o să, dacă o să-mi dea voie, o să spun. Și încă vreau să atrag atenția guvernanților din Republica Moldova,
agentul guvernamental tare bine știe, ministrul justiției ar trebui să știe, l-am informat și prim-ministru, l-am informat și procurorul general și cine mai acolo am mai informat, că la CEDO mai sunt două dosare cu gemi. Ale mele, personal. Primul dosar, caz penal, pe persecuți. Deci, la 20 iulie, iată, judecătorii au îndeplinit o comandă a lui Voronin, în care a fost implicat, desigur, și Plohotniuc, că el, Plohotniuc, ducea la îndeplinire, în principiu, ce hotărâu ei cu Voronin. Împreună Voronin, Vladimir nu se prea implica, era mai mult implicat Oleg Voronin în locul lui Vladimir, dar tot Vladimir Voronin știa. Și eu când am văzut pe Voronin astăzi pe la televizor, el mă gine asta mai departe de partid și-a dat demisia. E, dar mă rog, treaba lui. Deci, în aceeași zi, la 20 iulie 2005, a fost intentat și dosar penal împotriva mea. Și acesta a fost o special organizată aceste acțiuni ca să gemi și a fost intentat dosar penal în așa mod că fără mare scandal. Adică nu au intenționat oamenii să mă aresteze. A fost intentat ca să mi s-a spus că tu dacă ai stai liniștit, nu o să fie nimic. Dar într-adevăr așa a fost. În 2005, repede, Poroșenko a pierdut funcția sa și Voronin repede a uitat de el. Și noi am restabilit eu personal, eu vreau să atrag atenția cetățenilor de Republica Moldova prin intermediul posibilităților tale, eu am lichidat gemii și eu și l-am restabilit. Devenind director al acest gemii restabilit, ales de acționarii care la moment erau în dețineau acțiunile respective. Îți închipui? Și cum am restabilit gemii, auzi? Au apărut și acționarii cei care dețineau 60% cu documente, tot real, cât de cât. Iată. Și toți au zis, băi, dar noi vrem să vindem acțiunile astea, să scăpăm o dată de zemenea asta. Iată, vreau să spun încă, că nimeni nu cunoaște, că eu am stat în toate aceste, de la început până la unul din 2002, când s-a început totul, până în ianuarie 2007, când Voronin și Plohotniuc de acum două oară a venit peste noi. Eu vreau să spun că acționarii gemeni care lucrau la moment în 2005, după a doua jumătate când s-a restabilit, lucrau la ăsta gemeni. Colectivul gemeni a procurat acțiunile acele 60% de la cei care le vândă. Tratativele de cumpărare a acțiunilor au fost duse de Iurie Roșca, Vladimir Țurcan, care azi e președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova, și oamenii lor. Eu mă adresez la domnul Vladimir Țurcan, domnul Iurie Roșca, să nu creadă ei că o să stea așa pur și simplu în umbră, fără să ei refuză din 2007, de când a venit Plohotniuc peste noi, ei refuză să întâlnească cu mine, cu alți acționari, să zicem, să discute, au refuzat să se ducă la CEDO și așa mai departe. Însă există documente că ei au deținut atunci și acum, în principiu, după decizia mai ales a CEDO, o parte importantă din acțiunile SGM prin alte persoane. Adică eu am în vedere pe domnul Iure Roșca la momentul acela care era vicepreședintele Parlamentului și pe domnul Vladimir Țurcan, care era șef Comisiei Juridice a Parlamentului Republicii Moldova. Și ei erau toți foarte buni prieteni cu domnul Poroșenko. Nu găsesc pe site-ul CEDO nicio decizie contra Moldovei în 20 februarie. Există doar oprea și alții împotriva Moldovei și a Rusiei din 18 februarie. Și mai există o jog și alții împotriva Republicii Moldova tot din 18 februarie. Este. Ceva o să vedem. Poate a fost o înțelegere amiabilă, nu o decizie. Nu, poate a fost ceva comis o greșeală cu data. Problema constă în aceea că mie mi-au citit scrisoarea de la Ministerul Justiției adresată mie că trebuie să venim să primim banii. Trebuie să vedem de unde ce bani trebuie noi să primim și așa mai departe. Adică trebuie să le prezint contul, trebuie să duc clientul, să vedem. Eu să mă duc.
Scrisoarea o să mă transmită mâine, că ea a venit la Cineu. Apoi poate înțelegerea mea abilă, dar nu-i decizie. Nu, 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 nu puteți fi nicio înțelegere mea abilă, nu am refuzat. Eu am scris la CEDU cândva că noi cu guvern, actualul guvern nu putem să negociem, așa cum am scris și în recent. Că, problema constă ce e că eu vreau să spun că CEDU, la CEDU se mai află două dosare a mele, dosarul 56-386-2010 și dosarul 54-997-2012. În primul dosar este, primul dosar este legat cu dosarele mele penale, care au fost intentate împotriva mea, iată, la 20 iulie 2005, de 10 ani stă la CEDO, și CEDO nici de cum, de două ori a fost finalizat procedură și CEDO nici de cum îți hotărăște să anunți hotărârea. Al doilea dosar, cu proprietățile, noi patru acționari, cei mai curajoși, dintre care sunt trei doamne acolo, cele mai curajoși, ne-am adresat la CEDO și cerem, noi avem 33%, dovedim acolo, avem documente dovitoare că deținem 33% din acțiunile GEMI și cerem o sumă mult mai mare decât cei ce au cerut Mădan Ojor și Roibu în dosarul ăsta care a fost acceptat de 8 februarie 2020. Deci, aceste cererile noastre au fost acceptate pentru examinare în fond. Noi ni s-a propus, CEDO ne-a propus să negociem cu guvernul amiabil și noi am propus, i-am spus guvernului Mai Sandu, suntem gata să negociem și ei inițial au acceptat negocierile. Și însă pe unul toți s-au sucit, inclusiv ministrul justiției, a început să apară cu niște interese pe acolo, cum mi-au spus oamenii, și au luat niște hotărâri, au scris la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, noi am depus cereri de revizuire în baza punctului G al articolului 449, cod procedurii civile, am depus cereri de revizuire a hotărârilor respective și Ministerul Justiției a scris că cererea de revizuire noastră trebuie să fie adică respinsă. Curtea Supremă, domnul Mardar a fost raportor acolo, au luat decizii de respingere a cererii, adică au împiedicat negocierea amiabilă. Și despre această negociere amiabilă a știut și doar aceea ministrul justiției, cum îi spune, eu am uitat, nu-mi vine numele... Victorie Iftodi. Nu, nu! Olesa Stamati. Olesa Stamati, deci a știut și doamna prim-ministru Maia Sandu a știut, n-au vrut să implice, din potriva au împiedicat negocierea amiabilă. Acum am scris ministrul noului de justiție ăsta, tânăr, domnul prim-ministru, despre toate acestea. Eu vreau să văd ce o să hotărască ei. Pentru că Republica Moldova, dacă ei astăzi vor plăti 4 milioane, peste un an, doi, eu știu că ce de mai... Ei așteaptă încă să mai plătească 4-5 milioane, dacă nu mai mult, dispăgubiri încă la 4 acționari cel puțin. Dar problema cu Gemin e... Toți, iată, eu vreau să, încă, și ultima spun, că toate materialele cu situația la Gemi au ajuns, după informația care eu dețin, în sfârșit, în mâinile procurorului general, domnul Alexandru Stoianoglu. Eu îl rog pe domnul Stoianoglu să implice personal în anchetarea cazurilor la Gemi. Acolo, dacă depăni situația de la Gemi de prin anii 2005 până în prezent, o să apai toți policienii din Republica Moldova și toți procurorii, începând de la Radețchi, Poiate, Morari, Compan, de la Procuratura Anticorupției, de la CCC, Mindinski, sau cum îi spunea lui Toma, Găină și toți ăștia care au ținut în mâini și țin dosarele. Eu vreau să spun că dosarul meu a intentat în 2005, nu e terminat. Eu n-am nicio informație ce e cu dosarul ăsta. Nici nu l-au trimis la judecată, ei mi-au făcut alt dosar, că acest dosar nu era în favoarea lor să-l încheteze, că ajungeau la Voronin și Plohodniuc. Iată, domnul procuror general, întrebați-i pe subalternul meu ce au făcut, unde e dosarul acela care eu, iată, dosarul la ce doar? Aștept hotărârea, dosarul ăsta. Din 2005... Da, văd că sunt două dosare rotare contra Moldovei, comunicate guvernului. 563-86 din 10 și 267-64 din 12. Nu, acela are, nu știu, de acela din 12 are, cred că e alt dosar. Poate fi alt rotarul.
acela e alt rotar. Este a meu e din numărul 54 997 vară 12. Adică 2012. Cu 54 de mise, 997 numărul. El, deci eu pot, eu știu, poate că nu există la acolo pe site, dar eu cred că există. Apare. S-a spus că apare. Nu știu ce ultimul, ce acolo ultimele materiale apar acolo, că am primit scrisoare de la guvern. Ei, actual guvern, ei regretă că nu s-a ajuns la înțelegerea mea, abele și-au trimis CEDO poziția lor. Eu nu știu ce poziție au trimis, dar cred că CEDO îmi vor comunica. Plus la ce eu am scris niște adrese pe numele președintelui Curții Europene, să văd ce răspuns mi va da, că eu cred că CEDO procedează incorrect, că ține dosarele 10 ani de zile, 14 ani de zile, pot să mor de 10 orfani, ei au hotărât ceva. Consider că și pentru CEDO trebuie să fie careva termene rezonabile. Care e problema? Că ei și CEDO, plângerea noastră, ultima plângere din 2012, a stat 7 ani fără mișcare. Ne fiind nici hotărâie de admisibilitate și nici inadmisibilitate. Până la urmă, s-a dus Plohodniuc și peste 10 zile ei au declarat că era noastră e admisibilă. O vor examina în fond. Și atunci apare problema. Dar câți ani că eu trebuie să aștept ca ei să mai decidă definitiv? Asta e o problemă care... Eu cred că multe dosare la noi zac la CEDO din Moldova care se află acolo de ani de zile. A acceptat pentru examinare în fond. După informația mea, la Ministerul Justiției se află de 100 de dosare care astăzi se află în procedură de examinare la CEDO. Și eu am cerut ca agentul guvernamental al Republicii Moldova, încă de la lui Maia Sandu, să fie demis. Și eu îmi repet această cerere față de iată în public, și o să mă repet de câte ori o să trebuiască, și față de președintele Republicii Moldova și față de prim-ministru, că domnul Oleg Rotai trebuie demis. El poate răspunde pentru multe ilegalități care s-au efectuat în timpul, dar ilegalități au fost numai la el, de agenții guvernamentale. Dar mă rog, treaba lor. Ia, se va termina până la urmă confruntările acestea. Nu știu, hai parcă discut. Nu, v-am trimis link-ul de pe site-ul CEDO cu dosarul pe care l-am găsit pe numele dumneavoastră din 10 septembrie 2010. Mulțumesc, da, e bine. Deci, eu am toată informația, pachetul de documente la... Eu vreau să spun că, deci, povestea cu Gemini, de la început până la urmă, eu am expus-o pe hârtie. Acolo pe hârtie sunt vreo 8 pagini și toată povestea aceasta am înregistrat-o ca plângere împotriva lui Voron și Plohodniuc la Procuratura Generală a României. Și cred că i-am trimis-o și Procurorul General al Republicii Moldova. Am trimis-o și la alții, la deputați. Eu vreau să spun că i-am trimis multe materiale domnului Nantoi. Cred că el va face ceva cu ele. Poate că până în prezent eu n-am vrut să numesc. Interesant ce spuneți despre Nantoi, dar se aude rău. Poate faceți cumva să se audă bine, că despre Nantoi ne interesează, e deputat, nu? Da, eu i-am dat un șir de materiale domnului Nantoi, l-am rugat să intervină. Nu știu, deci nu am nicio informație, n-am vrut să-l grăbesc. Cât și cum poate să intervină un deputat? Nu, poate, eu i-am trimis materiale, am scris proiecte de interpelare pe numele Procurorului General, Ministrului Justiției, un deputat. Altă problemă, că deputații noștri nu fac nimic pentru cetățenii Republicii Moldova. Ei dacă ajung în Parlament să uite, deci, de exemplu, foarte mult știe despre situația la Gemeni, Vasile Năstase, Andrei Năstase. Ei așteaptă ca eu să le povestesc în spațiu public ce știu ei, ce au făcut ei și așa mai departe. Păi eu pot să fac asta, dar mă rog, eu am rămas șocat când am ce vrut de 3 ore audiență la ministrul de interne Andrei Năstase și el m-a depozat de fiecare dată. Ba mai mult ca atât, mi-a trimis 3 în aceeași zi, cam sau peste o zi, am primit 3 răspunsuri cu același număr, înțelegi? Pe toate plângerile mele 3 care eu le-am depus cu diferență de o lună, două, în tipul, deci înainte de când el a părăsit și a înaintat candidatura la primar. Este ceva de necrezut ceea ce au făcut oamenii ăștia
și am mai fost și am rămas foarte șocat când Maia Sandu s-a dat demisia în principiu din funcția de prim-ministru. Oribil, deci au rămas băieții care în Parlament care ar trebui de mult să, de mult plânge procuratura după ei, dar ca să schimbi ceva în țara asta trebuie schimbați foarte mult procuror. În primul rând, eu consider că ce au, trebuie lichidat cât mai repede, procuratura anticorupție lichidată și toți procurorii trebuie să lucreze după principiul teritorial, procuraturile acestea specializate trebuie împrăștiate cât mai repede. Asta, părere de rău, asta e o politică cam de rang european și internațional, dar această politică a dus la mare daune statului, multor state din regiune. Așa că, deci, cine va termina cu practica aceasta de creare a organelor speciale, de anchete? Iată, procurorul general a spus că băieții de la CCIC și cei de la CRIMA, nu știu, organizate, procuratura anticorupție, adică și care mai procuratură mai făcut Voronin acolo speciale, deci și rezolvau problemele lor de business, în principiu. Și nu fac altceva nimic important. Astăzi procurorii și foarte mulți, majoritatea, 80%, nu acționează conform legii. Ei acționează conform indicațiilor șefilor și intereselor lor personale. Atât. Aia acolo dacă mai reușesc să mai acționeze și în baza legii, e foarte bine. Dar iată, eu vreau, iată, țin în mână, iată, dacă noi mâine am putea discuta, țin în mână aici, am pus alături un dosar. Nu știu, am undeva, am. Poate îl lăsăm dar pe mâine dosarul ăsta. Da, unul la care le patru, deci, ca un exemplu cum se fabrică dosarele, deci, la Gemini s-au fabricat. Vreau să spun că în anchetă la CCC, CNA, se află sumedenii de dosare cu Gemini, care toate sunt suspendate, inclusiv și dosare intentate împotriva lui Poroșenko, pe baza articolului 284, Cod Penal al Republicii Moldova. Adică constituirea și activitatea în cadrul unei organizații criminale. Acest dosar este suspendat. El e intentat încă în 2004 și până în prezent e suspendat. Eu am hârtie din anul ăsta, până la 2019, dosarul este suspendat din cauza că nu au fost găsiți infractori. Și acum au trecut termenul prescripției pentru anchetă. Acolo e 284, 20, 25 de ani. Am înțeles. Domn Rotaru, mulțumesc pentru interviu, dar se aude cam prost, o să trebuia să rezolvăm și problema tehnică până mâine, până la următoarea intervenție. Știu și eu împreună. Mulțumesc pentru atenție și ascultătorilor, cine ne va vedea și le transmit la toți sănătate și noroc. La mulți ani!